Aici este mecanismul unui ceas de perete cu două greutăți, cu sfoară. A fost desfăcut sau eliminat șocurile la axe, este curățat, va fi adunat. Este un ceas marca original Kinger. Aici e trecută marca, așa, dreapta. E nemțesc. E un ceas cu bătaie pe gong spiral, la jumătate și la fix. Ceasul este un ceas de perete cu toate piesele la vedere. O să prezentăm și când este adunat. Acesta este un ceas de perete, două greutăți, cu un pendul foarte lung, are cam 1 metru pendul, un ceas de precizie, cu toate piesele expuse, marca original Kinniger, ceas nemțesc, aproximativ din anii 1970. Se întoarce cu această cheie. E o cheie mare, pentru că și greutățile sunt foarte grele, au 4 kg, fiecare greutate are 4 kg. Se ridică greutățile la o săptămână. Bate pe gong spiral la jumătate dată și la fix cât indică ora. Se întreține ușor, oricine poate să-l curețe de praf cu pensulă. Dacă e nevoie să se degreseze, se degresează cu benzină, se unge cu un ulei de mașină. Așa, foarte puțin, numai chiar în zona unde se mișcă axele cu vârf de scobitoare, se pune foarte puțin ulei la câțiva ani, funcție de necesitate. Măcar să șterge imediat uleiul, ulei de mașină de cusut, de mecanisme fine. Având pendul lung, cum am spus, e un ceas foarte precis. Cu cât pendulul e mai lung, cu atât ceasul are, se poate regla o precizie mai mare. O să dăm să ascultăm cum bate. Și la fix, nu-mi spunea să se urme ceva.